Scumpe mame și viitoare mămici, vă salut! În sfârșit am revenit din vacanță. Sperăm că v-a fost dor de noi. În ediția de astăzi discutăm despre călătoriile împreună cu copiii. Iar invitata mea este fashion blogherița Ana Ciorici, care de un an încoace nu mai călătorește de una singură. Ce începe planificarea călătoriei voastre împreună cu Emilia? Până în acest moment ducem cont de țara în care mergem și de mâncarea, da, tradițională sau produsele care sunt acolo și ducem cont dacă Emilia va avea ce mânca în această călătorie, în această țară. Până când acesta este un factor primordial sau, cum să spun, important pentru noi în luarea decizii, da, în alegerea țării în care să mergem. Zi-mi, te rog, după ce criterii alegeți destinația, fie că vara, fie că iarna, poate hotele, poate ceva anumit căutați acolo? Pentru copii. Nu contează pentru noi perioada și țara, temperatura. Desigur că este mult mai bine când este un timp mai plăcut, mai frumos, dar să știi că și acum când am mers în Suedia, iarna a fost una de poveste. La noi nici nu era zăpadă, încă nici vedere de un fulg de nea. Acolo era zăpadă. Era o atmosferă într-adevăr de iarnă, de sărbători. Și acest factor nu prea contează pentru noi, știi? Asta e ceea ce ține de temperatura, da? De vreme. Ceea ce ține de hotel, din experiența noastră, am ajuns la concluzia că totuși este mai bine să alegem un apartament, da? Am găsit un site pe care se dau închirii apartamente, pentru că totuși avem nevoie de o bucătărie, de un pic mai mult spațiu pentru Emilia ca să se miște, să se joace. Și ăsta este un criteriu de care noi ducem cont. Deci, dacă mergem pe 2 zile, un hotel este o opțiune bună. Dacă mergem pe 1 săptămână, numai decât avem nevoie de un apartament. Știu că recent ați avut prima experiență cu Emilia și ați zburat cu avionul. Da. Cum a fost? Cum s-a comportat Emilia? Cum v-ați simțit voi? Noi am călătorit cu ea de foarte multe ori cu mașina și am fost și în Grecia pe un drum de 3 zile. Și să știi că nici nu ne-am maxat, nici nu ne-am gândit, am știut că va fi de o durată atât de scurtă, că nici nu ne-am maxat pe faptul că va fi rău sau va suporta greu sau... Și așa și a fost, sinceră să fiu. A fost foarte zâmbăreață, a flirtat cu toată lumea din avion, în stânga, în dreapta, cu toți bărbații și cu toți băieții și cu toate doamnele, a zâmbit și s-a jucat. Deci a fost... superbă, să-i spun așa. S-a comportat extraordinar. A mâncat, a dormit și a zâmbit. Cum e mai ușor? Cu mașina sau cu avionul? Dacă pleci undeva departe, avionul este cea mai bună opțiune, pentru că nu obosești, nu trebuie să alergi atât de mult, nu trebuie să faci atât de multe opriri, este mult mai simplu. Știu că foarte mult ați călătorit de când o aveți pe Emilia în viața voastră. Ce peripeții ați avut voi așa de curs la toate călătoriile, fie ele cu mașina sau cu avionul? Întâmplări mai deosebite. Cred că abia se începe la noi perioada în care vor avea loc întâmplări deosebite. Până când prin aeroport, așa, știi, putea să fugă într-o parte, să nu observăm, să se anine de cineva, să se anine de bagajul cuiva. Așa, în general, cred că perioada abia începe, este înainte cu peripețiile la noi. Care lucruri nu lipsesc niciodată din bagajul vostru, iarăși, de când nu aveți pe Emilia? iPad-ul sau orice gadget, da, pe care poți să-i pui un desen animat, lucru care o ține ocupată, o ține concentrată, să-i spun așa, să nu ducă cont de tensiunea când se ridică avionul sau de chestiile astea, da? Acest lucru la noi nu lipsește nici când mergem cu mașina, absolut, ea este concentrat, atunci la maxim are voie să privească desene animate. Mai apoi fructe, foarte multe fructe, pentru că Emilia adoră merele și bananele și în loc să mănânce tot felul de biscuiți și uscături și chestii din astea, eu îi dau fructe, multe fructe. Și pentru hidratare, apă și ceai sau suc, ce mai avem noi acolo. Și clar că și diferite chestiuțe pentru a-i ține mânuțele sau, eu știu, ocupate, da? Creioane de colorat, dar să știi că nu prea a mers cu chestia asta. Atunci când are iPad-ul, nu prea are nevoie de nimic altceva. Eu cred că toate mamele o să mă înțeleagă aici.
Și ceva medicamente, da? Care știu eu pentru grețuri, pentru câteva chestiuțe de agitare sau cred că fiecare mamă le cunoaște și le are potrivite pentru copilul său. Ce sfaturi utile poți să le dai părinților care pleacă pentru prima dată cu copiii în călătorie? Eu aș putea să le dau un sfat care poate nu ar fi binevenit pentru ei sau pentru copilul lor. Tu doar știi că orice copil este absolut diferit și ceea ce îi convine sau îi place sau îi merge unuia poate să fie total neadecvat, da, pentru altul. Unul din sfaturi ar fi ca dacă voi, ca cuplu, aveți o viață activă și călătoriți, este că să nu vă opriți atunci când copilul, da, apare în viața voastră. Să nu vă fie frică, să vă cumpărați echipamentul necesar pentru siguranța copilului și atunci liber îl puneți în mașină, începeți cu călătorii scurte și mărițile tot așa. Cu toate că să știi că mulți călătoresc și cu avionul cu copiii mici, eu m-am convins că până la 3 luni este de 10 ori mai comod. Mâncarea este cu mama, copilul stă într-un loc, nu se mișcă, nu, este absolut cumințel, micuț și este ușor să parcurgi destinații lungi, da? cu avionul, desigur. Un sfat ar fi să-și cunoască bine copilul. Dacă el nu suportă sau are grețuri de drum sau... Nu, sunt copii care pur și simplu nu pot să stea pe scaunul, da, care pentru mașină. Atunci nu este de dorit. Este păcat, mare păcat, dar totuși eu sunt de părerea că copiii nu se nasc cu deprinderi. Noi, mamele, îi le facem. Așa că dacă vrem să ducem un mod de viață activ, de mici, de micuți, trebuie să nu ne fie frică, să luăm cu noi, îl punem în mașină, cu avionul. Nu este nimic imposibil. Lumea călătorește și cu 3 copii și nu e... sfârșitul lumii. De exemplu, eu sunt persoana care o să-și ia casa în spate și o să se pornească, știi? Eu am, nu știu dacă e răbdarea asta sau putere, nu știu cum să o numesc, știi? Dar sunt persoane care pur și simplu nu sunt pregătite. Și mă rog, pe mine și soțul mă ajută foarte mult, noi absolut totul facem împreună și asta contează foarte mult. Că dacă și ia mama și copilul și casa în spate și absolut tot, atunci nu este sens de mers. Trebuie să fie partenerii ambii incluși în chestia asta. În acest sens tu ești mai îndrăzneață ca mine, că eu până ce încă nu este m-am... frica, bariera aia care trebuie un pic să o depășești și totuși cred că trebuie de mici să fii deprinși, știi? Copii cu mașina, cu duca încolo, încoace, încolo, încoace. Noi de mic, de la o săptămână, știi, mergem. Ea merge cu mine, călătorește în mașină și cred că... Asta a fost un factor care a făcut-o pe ea să fie mai rezistentă la drum. Ea știe că când mergem în mașină și se așează în scaunel, gata. Înseamnă duca și este pregătită și așteaptă desenele animate. Nu știu, cred că depinde de modul de viață care îl are copilul, știi, de rutina lui zilnică. Depinde și călătoriile. Atunci el va fi rezistent și va plăcea acest lucru. A noastră doarme, s-a așezat în mașină, doarme. Ați reușit să obișnuiți deja da, cu drumul, cu da. Clar că sunt momenti ca orice copil, că nu vrea, are isterie, plânge. Oricum eu duc cont, un sfat ar fi să fie pregătit copilul. Hrănit, bine, schimbat, adică să fie pregătit. Și noi ne pornim cam în perioada în care ea trebuie să doarmă, da? Adică ori deja de cu seară, e bine, ori la amiază, ori eu știu că dacă merg cu ea, e sigur o să doarmă, știi? Adică nu prea mă pornesc când știu că... am șanse să fac o isterie sau să plângă sau să... Și mai am o întrebare așa mai deosebită. Da. Nu ți-ai dor de plecările în doi, cu soțul doar? Mi-e dor, dar să știi că mai mult de 2 zile noi o zi trece și începem amândoi. Da, dacă ar fi Emilia, da, ce ar spune Emilia, da, cum ar fi cu Emilia. Este foarte trist fără dânsa, foarte. Da, e bine. Da, noi plecăm, să știi că noi mergem, iată, am fost și în Amsterdam primăvara, în 2-3 zile am fost, adică ne străduim, știi, să mergem și singuri, știi, să mai profităm și noi de libertate. De voi. Da, dar oricum, tu doar știi cât de tare ți-e dor de ei, practic e tare greu. Tu mergi la odihnă, vrei să te relaxezi, de acolo stai numai cu gândul acasă și ce face Emilia? Oare ce face Emilia? Da. Și nu știu, trebuie să poți, știi, să te relaxezi psihologic din punctul ăsta de vedere.
Dar oricum, e binevenit. Orice călătorie îmi dă este binevenită. Sigur, pentru menținerea relației, unei relații sănătoase, pentru că noi femeile avem mania de a avea familie, copii și gata. Da. Acolo stăm. Da, da, da. Și bărbații noștri deseori se mai supără pe noi pentru faptul ăsta. Asta e. Sper că v-ați regăsit în povestirea Anei și ați aflat ceva nou și util. Iar eu vă salut și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă!